Cei care s-au născut în zodia săgetătorului vor avea în ziua de 2 ianuarie posibilitatea să ia act de niște idei sau de niște proiecte sau de niște propuneri interesante, onorante, favorabile lor. Ei se vor simți flatați, vor fi încântați și vor fi tentați să dea curs unei oferte, unei invitații, de a se alătura unor grupuri de activitate sau de a participa la niște proiecte comune. În afara aspectului social flatant de care vorbeam și a ipostazei încărcată de demnitate și de prețuire, se pot naște, se pot contura cu acest prilej și niște divergențe de opinii. Cei cu care intră într-un astfel de dialog nu vor fi în totalitate pe aceeași lungime de undă cu nativii din săgetător. Pe una sau mai multe teme chiar se conturează niște viziuni diferite, ceea ce îi va pune pe gânduri. Săgetătorii se vor gândi dacă de la început gândim diferit sau interesele sunt diferite sau mizele lor nu sunt și mizele mele, stilul meu de lucru, de viață și de ideal nu este și stilul lor, ce vom face mai târziu? Vom reuși să ne acomodăm, să ne înțelegem, va fi nevoie de concesii, va fi nevoie în primul rând de cunoaștere, să se cunoască unii pe ceilalți și dacă prețuirea și respectul, educația și motivația sunt mai importante, se pot depăși aceste impedimente. Dacă nu, e bine să nu se înhame, pentru că s-ar putea ca aceste discrepanțe acum neluate în calcul să devină subiectul de conflict major în viitorul apropiat. Între 3 și 5 ianuarie dimineața, relații bune, normale, oficiale, bună administrare a forței de muncă, a capacității de a coordona, de a verifica, de a conduce, de a da ordine, de a ține sub control un colectiv. Între 5 ianuarie, după ora 8 dimineața și 7 ianuarie dimineața, relațiile cu prietenii sunt destul de volatile. Discuții insignifiante, comentarii de bună cuvință, de politețe, fără ca vreunul sau celălalt să se ambaleze, fie afectiv, fie concret, să facă ceva unul pentru celălalt. Există și destul de multă reticență, se limitează la strictul necesar. O conversație, o amabilitate, un gest de simpatie, dar fără prea multă dedicare. Poate că au rezerve față de o persoană, ori chiar de un grup care nu inspiră încredere, de care încearcă să se distanțeze sau pe care nu-l cunoaște suficient și atunci are motive să fie reticent. Între 7 ianuarie, după ora 11 dimineața și ulterior, pe 8 și pe 9 ianuarie, axa celor două case ale sănătății va fi încercată de niște transite care nu sunt foarte puternice ele în sine acum pe moment, pentru că sunt generate de transitul lunii prin Scorpion, prin casa 12-a, dar care pot să indice niște locuri care nu sunt în regulă din punctul de vedere al sănătății. Niște mecanisme fiziologice care încep să scârție și le dau de veste celor născuți în săgetător că trebuie să intervină și să nu amâne și să nu ignore aceste stări, senzații, disfuncții. Mai important este ceea ce se poate afla ca șoaptă, ca mărturisire, ca avertisment discret din partea cuiva cu privire la un mecanism profesional sau economic care se poate declanșa în viitorul apropiat la locul de muncă și care îi va implica, nu spun chiar că îi va afecta, dar oricum nu vor rămâne indiferenți dacă ceea ce află ei pe această cale discretă se va pune în aplicare, se va adeveri, atunci vor avea o temă de gândit și un răspuns de dat și o decizie de luat și aceea nu va fi ușoară și timpul va fi foarte scurt și ar trebui să se gândească bine chiar din clipa când aud vestea însăși. Săptămâna va fi marcată și de alte evenimente generate de trei planete care vor schimba lăcașul zodiacal. Prima dintre aceste planete va fi Marte, care în ziua de 7 ianuarie va intra în zodia Taurului, se va plasa în casa a 6-a, despre care tocmai vorbeam, casa a muncii și a sănătății. O va transita până pe 4 martie și în aceste două luni va face destulă zarvă, va crea stări de tensiune, îi va obliga pe nativi să muncească, să se implice, să se zbată, să argumenteze, să ceară, să pretindă, să se apere, să dialogheze, să ofere argumente, să ceară explicații, foarte multe demersuri pe ideea păstrării unui statut la locul de muncă sau, la limită, pe ideea obținerii altuia, în măsura în care fac o mișcare radicală și părăsesc vechiul loc de muncă și trebuie să-și găsească
găsească un nou plasament. Combinația este destul de anapoda pentru că ea începe să se amplifice și să se radicalizeze pe fondul multor quadraturi, 9 la număr, care vor opera în sectorul comunicării și asta pentru că în ziua de 8 ianuarie, în casa a treia comunicării, va intra Mercur. Va transita Vărsătorul până la 1 februarie și în acest răstimp va crea, alături de Saturn și Jupiter, posibilitatea funcționării a numai puțin de 9 quadraturi, așa încât ideea că se vor înțelege de vorbă bună trebuie să iasă din mintea celor născuți în Săgetător. Dacă este vorba de loc de muncă, atunci cu duhul blândeții nu se poate face nimic, ba dimpotrivă, situația va fi radicală, atitudinea șefilor, superiorilor, conducerii va fi fermă și de nezdruncinat din argumentele și principiile lor, dar nici cu reacția Săgetătorilor nu va fi rușine, pentru că și aceștia vor fi de o combativitate și de o vehemență demnă de un spectacol, adică vor demonstra ce sunt în stare, nu vor sta cu brațele în sân, este și firesc dacă este locul de muncă și venitul amenințat, numai că s-ar putea să se producă ceva mai mult decât o simplă explicație sau altercație. S-ar putea ca în apărarea lor să scoată acte, documente, să pună pe tapet conflicte de muncă și vicii în stilul de muncă, ca principii, ca relații interumane, ca interese, ca nivel de câștig, ca manipulare, ca gestionarea forței de muncă, ca posibilitate de valorificare a potențialului profesional, dar și ca nivel de plasare undeva într-un spațiu al competiției. Așa că lucrurile sunt foarte complexe. Noi vom reveni asupra acestui segment și acestei teme, firește în săptămânile următoare și vom detalia niște aspecte. Acum le-am creionat în general ca să știe oamenii pe ce direcții va evolua acest tip de tranzit. Și în sfârșit, ultimul eveniment este legat de planeta Venus. Aceasta, tot în ziua de 8 ianuarie, va părăsi Săgetătorul, în care a stat destul de mult și a fost aliatul lor de nădejde și va intra în Capricorn, semn pe care îl va tranzita până pe 16 martie. Se va plasa în casa a doua banilor și deocamdată va fi alături de Soare și Pluton, o tripletă care va interacționa cu celelalte trei planete din sectorul relațiilor de muncă. Acesta este celălalt argument care îmi permitea mie să fac anticipările de adineauri cu privire la nevoia de a apăra un venit, dar și de posibilitatea ca niște ipostaze de muncă și viață să se radicalizeze pe fondul acestor principii care vor fi puse în aplicare. Nu știu dacă Săgetătorul va fi singurul revoltat. Dacă vor fi prea multe persoane nemulțumite și activitatea se va da peste cap, s-ar putea ca și conducerea să-și revizuiască aceste planuri. S-ar putea ca să țină cont de nemulțumirea angajaților, dacă aceștia sunt mulți, sunt numeroși, dacă prea multă lume vrea să plece și își dă demisia la un moment dat, degeaba planul de reformă, că nu mai au cu cine să-l pună în practică. Așadar, este de acum încolo un moment care lor le va permite să și câștige puncte. Sigur nu va fi ușor, sigur va fi tensiune multă, va fi nevoie și de rezistență nervoasă și mai ales va fi nevoie de foarte multă concentrare. Să fie foarte sigur pe ei, să spună ce trebuie cu multă precizie, să invoce argumente credibile și temeinice din punct de vedere economic, juridic, uman, moral, profesional.